E ora 6 fix, mulțumesc că ați venit, sunteți cu toții prezenți în sală, toată lumea e prezentă în sală, da? La ora 6 începe spectacolul de stand-up comedy, un spectacol dedicat vouă și provocat de cei de la fundația, de la ONG-ul cu tineretul din Cluj. Nu contează, stați liniștiți la locurile voastre. Atâta liniște, domnule. Când aveam spectacole pe în Cârciun, când aveam spectacole pe în baruri, tot timpul mă uitam la ceas. Am zis că spectacolul începe la 9. E 10 fără 20 și mai sunt două mese rezervate. Dar acum sunteți cu toții la locurile voastre. Ce să facem din cauza de criză, din cauza de pandemie? După cum observați, am și un microfon special. Se aude, da? 210, 210. Microfonul băiatului meu cel mare a zis să nu-l uzez prea tare, așa că îl pun deoparte și discutăm așa mai liber în cadrul acestui frumos spectacol filmat cu telefonul. De obicei, când aveam spectacole de astea solicitante, rugam un prieten să vină să mă filmeze cu camera, acum cu telefonul. Se vede, da? E ceva calitate, deși nu-i telefon de la scump, telefon cu 1500 de euro. Mamă, telefoanele alea scumpe de 1500 de euro. Vorba lui mătușii mea, de banii ăștia mănânci 3-4 luni de la Kaufland. Kaufland și săptămâna e bună și nu mai ai bani pentru o lună. Telefoane de astea deștepte, nici nu știi ce să le faci, atâta poți să faci, să le sufli touchscreen-ul și să le ștergi de piept. Că scumpe, nu cumva să se zgârie aceste telefoane. S-a inventat și telefonul pliabil, știți asta, nu? Din telefon, dacă faci două, trei mișcări, pac, pac, îți apare o tabletă. Românii noștri, ciorți, zice, bă, noi nu cumpărăm telefoane de astea, așteptăm să apară telefonul care din tabletă se desface direct în grătar. Și din grătar intri direct live pe Facebook. Mai greu acum în condițiile astea de pandemie, tineretul cu noi. Ora 6 sâmbătă seara, toată lumea se pregătea de ieșit în cluburi, DJ, frecangeală, chestii, acum cam contactless. A? Stăm pe acasă, școala a început, dar a început online. Mișto să fie școala online, stai la calculator, dacă nu-ți convine ce pere de profu, sar cu tabu pe Instagram, mai vorbești cu colegii, ha, ce frumos. Cei de la evaluarea națională, cei mai fericiți, li s-a scos materia din semestru 2, nu mai au nevoie de sisteme de ecuații. Dar cine mai are nevoie de sisteme de ecuații când ești pe sistemul lui Salam? Adevărat! Cred că și bacalaureatul se va da tot online. Se va da online bacalaureatul. Acum sper la limba română să nu dea poezie. Spaima tuturor absolvenților! Ne dă poezie la bac! Dar ce să dea la bac? Instrucțiunile de pornire ale bor mașinii, poezie la bac, Bacovia, Blaga, ioi, vai de... Bă, dacă ne-ar da niște versuri de comentat din Dedeman, cel mai mare poet actual, poetul Dedeman, orice ai avea în plan, hai vino la Dedeman. Sau poezia aia romantică de dragoste. Dragostea e efemeră, cumpără-i o betonieră. Dacă ea are nevoie de o betonieră în sufragerie, să amestece sentimentele. De fapt, absolvenții știu o singură povestire. Au citit o singură carte, Harap Alb. Când se dă Harap Alb la bac, toți iau peste 7, peste 8. Păi dacă în Harap Alb ne regăsim, noi tinerii ne regăsim în Harap Alb. Cine era Harap Alb? Harap Alb era un tânăr care trebuia să meargă să cucerească o tipă. Dar era așa de timid că avea nevoie de prieteni, de setilă. Îl știți și voi pe ăla, pe setilă, care tot timpul zice, faci o bere, fomilă, flămânzilă, ăla care zice, bă, dai și tu o pizza dacă vin cu tine. Și mai era un prieten, Facebook-ilă. Ăsta posta și se tăguia peste tot pe unde ajungea. Curaj, curaj, dragi elevi, orice s-ar întâmpla, să știți că sunt alături de voi. Curajul se și câștigă. În urmă cu ceva luni, când nu era păcătoasă asta de boală, o bunică simpatică din Oradea s-a sacrificat și a dus niște cannabis pe la liceele din Oradea. Ăla curaj, ăla tupeu, în loc de ursul din poveste, vedeau dragoni. Ha! Da, o bunică, ce înseamnă dragoste, ce înseamnă generozitate. După ce a dat droguri nepoților, că și ziceau nepoți, zice, ce bunică bună avem. Știți melodia aia? N-am să uit până am să mor dragostea bunicilor, că ne dă de auzi de zi, cât un pumn de ecstazy, să văd bine dragonii. Adevărat, au prins-o pe bunicuța dealer,
și au întrebat-o: mătușă, ce-i cu plantele astea? Păi zice, dragă, ce s-o făcut în curte de la atâta ploaie? Că nu am la ce mă așteptam. Ce s-o făcut în grădină de la atâta ploaie? Dai cannabis! Și dacă vând pătrunjel, mă amendează. Hai sănătate, hai noroc, în cinstea voastră, liniște multă. Doamne ajută! Nu era nici berea asta pe izolare. Liniște! Ori ați plecat, ori vă place ce zic. Mulțumesc pentru aplauze. Nu atâtea, nu atâtea. Suficiente aplauze. Bere, bere. Ursus, tradiționalul Ursus, la care îi face mai nou reclamă Smiley. Era să nu mai beau. Care dintre voi își cumpără bere și își sună prietenul și zice: bă, hai să bem fie și online o bere și să ascultăm și un CD cu Smiley. De obicei ascuns de astea, de alu Tămaș, de trizurile meu, la mere lume, vai, ca acasă la buiere lume, vai. Da, Ursus. Ei, bă, Smiley? Ce face Smiley în izolare? Stă acasă, că nu mai poate pleca pe Marte, nici măcar la Gina Pistol, la gagică sa, stă în izolare și își caută buletinul. Că pierdut buletinul, nu mai știu. Câte s-au schimbat cu această pandemie? Am zis că la început e o chestie ușoară, nu? Fiind vorba despre o gripă mai dură venită de la chinez, am zis că atâta și ține. Orice lucru chinezesc ține o singură dată. Ai tușit, ai scăpat de COVID. De unde? De unde? Că acum sperăm să ieșim din izolare pe 15 mai, dar și după aia o să purtăm mască pe figură. Simt că fără ea nu pot respira. Masca pe figură, domnule. O să auzim voci pe stradă, dar nu o să ne recunoaștem prietenii din cauza măștilor purtate. O să mergi la om și o să-l oprești: băi, eu te știu de undeva. Dăm voie la trei încercări. O să fim ca la emisiunea lui Dan Negru de Revelion, cu mască sau fără mască. Am fost să cumpăr ceva de la magazin și doamna vânzătoare era întoarsă, punea ceva pe raft, eu am luat niște pulpe de pui, fragedo. Și la un moment dat am tot zis nimic și am zis mai tare, fragedo, că voiam să plătesc, am zis fragedo, la care se întoarce vânzătoarea și îmi zice: mulțumesc, mulțumesc de compliment. Soțul îmi zice că-s camațoasă. Complimente și vouă! Bună vere, dragi urmăritori! Acum ai nevoie de declarație ca să ieși afară. Eu am nevoie de declarație ca să mă duc aici la frigider. Declarație semnată de soacră, că ci că m-am îngrășat. Din 15 martie, de când stau în izolare, am făcut burtă. Mi-am lăsat burtă, că toți își lasă barbă, că nu mai are cine să-i bărbierească, toți își lasă barbă. Eu mi-am lăsat burtă. Păi bună și burta asta la ceva. Măcar să joacă copiii pe ea. Și nu are colțuri ca și mobila. Da. Multe s-au schimbat. Mă spăl pe mâini de 10 ori pe zi și apa care rezultă parcă e o zana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul. Nu mai găsești locuri unde să te murdărești ca să vezi și tu cum se duce mizeria, da? Am reinventat sau redescoperit igiena. Igiena, da? Că și așa eram pe ultimul loc în Europa. 45% dintre români au toaleta în fundul curții. Pe primul loc în Europa, luxemburghezii. Ăștia toți au Buddha în casă. Și ca să nu folosească luxemburghezii, își fac nevoile în Germania. Ei nu mă fac un pas și sunt Germania, da? Am primit de Paște. De Paște am primit Paștile. Știți cum erau? Tradiționala pâine sfințită cu vin. Le-am primit separat. Pâinea sfințită într-o pungă, vinul sfințit într-o sticluță. M-am uitat la ele. Vedeți generația asta de millennials. M-am uitat la ele și am zis: oare unde imbusul să le pot asambla? Mulțumesc de aplauze! Mulțumesc frumos! Încă două beri la masa 3 din partea mea. Ioi, pe vremuri. În câte o crâșmă de aia era lume multă, spațiu puțin, mergeau chelnerii printre, mai dădeau jos o tavă. Ce ai zis? Ce ai comandat? Păi am zis să-mi aduci fresh și ți-am adus nu știu ce. Și se ducea chelnerul la barman și zicea să facă freșul. Mamă, și când începea mașina aia, vrr, vrr, de făcut freșul, eu așa m-am mai zis. Am cu ala cu care se duce și dar aici măcar suntem în liniște. Dar oricum, m-ați văzut cu bere? Ușor, responsabil, recomand responsabil. Știți cum ni se recomanda pe vremuri când beam bere și ne uitam la meci, dar acum, ciuciucupa, de unde meciuri? Nu mai avem meciuri responsabil. Responsabil, da.
Așa jucau și fotbaliștii noștri. Bă, dintre toți fotbaliștii, acum vă fac o confesiune, că așa aveți timp. 6 și 10, 6 și un pic, sâmbătă seara, nu mai contează ce zi oricum. Dintre toți fotbaliștii de la Națională, mie cel mai mult mi-a plăcut de Bănel Nicoliță. Bănel Nicoliță. Când cânta el imnul ăla, imnul nostru, Deșteaptă-te române. Toți erau cu mâna și el, deșteaptă, hotărâți, prinși. Și ajungea versul, ajungea strofa la Bănel Nicoliță și imaginea pe el. Încă mă de te adâncire, bare mă de tiran, țica, țica, da, da. Chiar maneliștii pe izolare, ce fac bombardierii mei? Oare ce fac maneliștii mei? Cred că toată ziua cântă în casă. Parcă și văd păguță, cum îi spune la 74-a soție, cu care are al 82-lea copil, îi spune. Mamă, du gunoaiele, au mamă, du gunoaiele, pe urmă, covarele. Și nunți, ciuciu și alea. Ci că din toamnă, dacă o fi să fie din toamnă, cât e o nuntă așa mai restrânsă. Mai luăm pauză de la nunți. Că și așa s-ajunsese într-o zonă, să zic așa, cam exagerată cu nunțile. Pe cuvântul meu, nu te mai puteai căsători dacă nu aveai un wedding planner. Wedding planner. Wedding planner, acel tip care, sau tipă, care spunea, faceți cum vă zic eu și o să aveți nuntă de vis. Și apoi, contracost, făceai ce zicea wedding plannerul, de pildă, să ai temă la nuntă, tema nunții, lavanda, totul era mov, mă, totul era mov, te duceai în sala de nunți, totul era mov, de la perdele, decorațiuni, până la limba socrului mare, că deja mor de beat, până la părul socrei mici. Cum recunoști o socră mică la nuntă? Îs creaturile alea cu păr mov, transpirate toate, și care apar de unde nu te gândești. De exemplu, mireasa în fața stării civile, în fața notarului, urmează să spună da, iar soacra mică iese de sub trena rochie și zice, să nu cumva ți-o pătezi. Se intră la sală, mireasa dispare, are și ea nevoie de toaletă, dar din toaletă apare soacra mică. Ai grijă de voal! Nu-i de mirare că atunci când apare tortul, să iasă soacra mică din tort. Ce nunți! Tema nunții lavandă, dress code. Îți scriau, mă, pe invitație mirii, dress code. Cu ce să te îmbraci la nunta lor? Bă, mă doare în cur. Știu cu ce să nu mă îmbrac. Dragi bărbați, pe când o reporni sezonul nunților, aveți grijă. Când mergeți la nunți, nu cumva să vă luați peste cămașă vestuța aia. Să nu vă luați în veci vestuța. Toată lumea vă confundă cu chelnerii. Merge așa la nuntă, nu mă strigă, băi, adă-n codă, obi! Dar zice, eu din partea miresei, nu contează să fie rece. Da. Și cvartete de coarde. Și tare asta cu cvartete de coarde. Săracul mire, oricum mire-s dezorientați, nu înțeleg nimic acolo și la început, la aperitiv, cântă cvartetul de coarde, mireasa-i dă un cot. Ascultă bine, sunt ultimele coarde pe care le vezi în viața ta. Miri, într-adevăr, am văzut mai nou și miri pensați. Mir machiați, mir cu mascara, mir cu volum, la gene și sprâncene pe cuvânt, parcă nu doresc să fie recunoscuți. Un mire sărac, pe la jumătatea nunții, o ieșit, o scăpat cumva din încercuire, mireasă nașe de la masă, o scăpat și era pe în sală așa, să uita. Și mă întreabă, zice, nu te supăra, unde-i Buddha? Că aș face un pișu. Zic, băi, nu-mi tata, nu contează unde-i, pișă-te în frapieră, fă ce vrei, oricum te-ai nenorocit. Sănătate multă. Și tuturor celor care vor avea nunți în anul ăsta, le doresc casă de piatră, putere și tot ce... Mulțumesc de aplauze, prea multe. Casă de piatră. M-am testat și m-am gândit. De unde și până unde, tradițional, urare, casă de piatră, la final, de unde, tradițional, urare, casă de piatră. Și așa, m-am gândit că așa e. La o nuntă la care îți vin 500 de invitați, tu ca mire și mireasă, nici nu a început bine nunta, încep să adun la plicuri, că pleacă, lumea pleacă, mai avem o nuntă, serbus, ne mai ducem și la un botez, serbus. La final de nuntă, ei sunt cu plicurile acolo. Și îi întreb și, încotro, mergeți în luna de miere? Păi zice... Chiar mâine plecăm. Unde? La o nuntă în Beclean. Că așa e, casă de piatră. Din primii bani câștigați de la nuntă, reușesc să-și facă casă, să înceapă casa, fundația, pereții și cam atâta rămân.
cam atâta rămân din casă, pentru că trebuie să întoarcă înapoi darul primit la nunta lor. Tânăra pereche se va duce peste tot la nuntă și întreb, bă, dar acoperișul unde-i? La nuntă, la nepoata din Sighișoara. Așa e. Și luna de miere. N-am întâlnit și asta. De ce zice luna de miere? Pentru că, na, se hotărăsc și pleacă undeva. Pe vremuri se putea, că acum luna de miere în sufragerie. Punta Cana. Mai pune o cană de cafea. Aia e destinația Punta Cana. De asta zic. Lună de miere. Pentru că după ce se termina balamucul nunții, mireasa harnică, precum o albinuță, strângea bagajele, făcea bagajul. Mirele, ca un trânto, stătea pe canapea și zicea: Mie să nu-mi pui multe haine, că oricum merem în Antalya și acolo e cald. Ea, ca o albinuță, strângea. Mirele, ca un trântor, da, dar măi, trântore, dragă, ai grijă, că dacă nu te comporți cum trebuie, vine un bondar și umblă la miere la proaspăta mireasă, că s-o mai întâmplat. Mai întrebam și eu așa, după finalul unei nunți, mai întrebam și eu pe mireasă, și în luna de miere unde? Păi zicem, undeva într-un loc discret, într-un loc retras, într-un loc intim și cu multe fructe, la care mirele zicea, wow, mergem la păcănele și nu mi-ai zis! Păcănele, și acum nici o păcănea nu-i deschisă, online să mai joacă lumea jocuri de noroc, jocurile de noroc, șararara. La, mă țin de 3 ani pe loc, la păcănele, da. Acolo măcar găsesc tot timpul fructe proaspete, lebeniță, lebeniță, prună, ai băgameaș. Tot timpul. Se făceau și acum, după ce ieșim din criza asta, o să se facă angajări acolo. Am văzut toate într-un geam la păcănele anunțul ăsta. Ce angajăm personal și cerințe, seriozitate, și simțul umorului. Deci ca să fii angajat la păcănele, trebuie să fii serios și cu simțul umorului. Vine clientul, îl întâmpin cu seriozitate, bună ziua, bine ați venit la noi la păcănele, poftiți la aparat și cu toată seriozitatea vă spun că dacă stați aici 4 ore, pierdeți toți banii, vă pierdeți casa, vă amanetați mașina și începe omul să piardă și atunci dai dovadă de simțul umorului. Ți-am zis că pierzi! Ai băgat deja 10 milioane și mai bași. Simțul umorului, să nu ne pierdem și noi simțul umorului. Un picuț de ursus, nu? Mersi de aplauze. Mersi, mersi. Păstrați-vă pentru final. Da, alea bune să se audă la final și... Wow, urale, bravo, bravo! Era un prieten cântăresc la operă, săracul, știți că la final... Divaghez și eu cam, da. La finalul operei, face cât de... Ies tot personalul de pe scenă, toți artiștii, să pleacă, da? Și un prieten de-al meu, săracul tenor, avea un rol mic și s-a așteptat și el să fie aplaudat ca primele roluri, ce-o fi fost acolo, ceva Aidă, ceva trubadur, ceva. Și când a ajuns la el, cu aplauzele, nu prea aplauda lumea, dar el s-a plecat și zicea, bravo! Bravo! Cred că o să mă aplaud și eu singur, da? Cum e sloganele astea la bere? Orben bere, orben bere, probabil cea mai bună bere din lume și prietenii știu de ce, dar pentru ardeleni, șogorii știu și cum, bere responsabilă, bere... Da, reclamă, dacă nu-i reclamă, nu bei bere, reclama sufletul comerțului, mă... Nebunez reclamele astea pe cuvântul meu, pe care le primesc acum pe mail. Că ce să faci în pandemie? Stai pe mail și primești, nu pe mă, în inbox, fel de fel de super oferte. Deci, reducere la ochelari Ray-Ban 70%. No, comandă și tu stai în casă la izolare, comandă-ți ochelari Ray-Ban și uită-te cu ei la bec. Ce să faci cu oferta asta? Sau, 2 în 1, gazon, iarbă bună, gazon la doar 38 de lei metru pătrat, iar bonus, cadou, 10 metri de furtun. Chiar am nevoie când stau în casă în izolare de iarbă, de gazon și de furtun pentru udat gazonul. Chiar, mulțumesc, aleluia, sunteți tari, m-ați nimerit. Să iau 10 metri, nu vreau să iau, 8 metri pătrați de gazon, să-l pun în sufragerie, să pun
furtunul în baie, să-l pornesc, să-l duc în toată casa, să-mi ud iarba de acolo și apoi după aia ai grijă la copii să nu se împotmolească, ai grijă la soacră să nu se împiedice în furtun. Ce facem cu ofertele astea? Ce facem cu reclamele astea? Alo? Eșarfă de cașmir. Mamie, să simți ceva moale în jurul tău. Sau un produs? Fă-o să urle în pat! Fă partenera să urle în pat! Acum, pe perioada de pandemie, de izolare la domiciliu, cum o faci să urle în pat pe parteneră? Te urci încălțat cu papucii cu care ai fost la cumpărături. Dă-te jos! Și îți mai iei și niște pum, că așa îi în... A? Ce ziceți? Festivalul o să fie? Deja Oktoberfestul s-a anulat, altele s-au anulat, Antoldul, se ține Antoldul, ziceți? Ziceți până iau o gușă de urg sus. Hm? Habar n-am. Habar n-am, bilete oricum s-au vândut. Bilete s-au vândut, dacă mi-aduc bine aminte, când a început campania de vânzare a biletelor pentru Antol 2020, vorba doamnei Dăncilă, he-he, make a photo, în 40 de secunde, sub un minut oricum, s-au vândut 15.000 de abonamente. Vă dați seama? În 30 de secunde, atâtea mii de abonamente, nici un ardelean n-a reușit să prindă un abonament. Îți dai seama că trebuia să fie rapid ardeleanul. Ba da, chiar un ardelean a reușit să-și ia abonament la Antold din astea 30 de secunde. Stătea așa cu mâna pe tastatură deasupra la Enter. Din 2017, când aștepta oferta de Black Friday la EMAG și atunci, pac, o prins. Și pe cine venea la Antol? Van Buren venea a 6 ore, deși au fost numai 5 ediții. Stătea 7 ore, mixa și după aia pleca direct pe avion. De ce? Că nu-și permiteau chirii aici în Cluj, în Florești, că Armin, da, scump. Scump, pe bani. Putea să fie... Să vină Veta Biriș să mixeze back to back cu Sava Negrean Brudașcu, că oricum nu mai conta la ce atmosferă era acum. Să sperăm măcar niște zile de oraș să prindem, zilele satului, zilele comunei Gădălin, să mai fim toți la oraltă. Apropo de ardelen, că suntem noi mai lenți, așa, e și cuvântul ăsta, no. Vorbești la telefon cu un prieten din altă zona a țării, știi, și ăla te întreabă ce faci, într-o propoziție spune tot. Ardeleanu zice la telefon, no. No. Când zice un ardelean, no, e de bine sau e de rău? De fapt, vă spun un secret, e o pauză pentru oxigenarea minții. No, dar pentru ardeleani au făcut și club în Cluj-Napoca, no. A? Mereu la petrecere, no. Aici sus, a, noua, avem și senzori de parcare. Acum Renault, uzina de la Mioveni lucrează pentru senzori de parcare pentru noi ardeleni, pe bază de nou. Dai cu mașina cu spatele să zică, no, no, nu, piu, 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 no. Să știi când te apropii. Când te apropii de cealaltă mașină, no, 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 dă-te-n pizda, mă, ti jos, că ai dat în mașină, bă, cap. Dar e și un avantaj cu noua ăsta. Ardelenii au medicamentul lor. No. Spa. No. Să trăiți că trebuiți. Trei berș o limonadă pentru cei patru prieteni de la masa 5. Serbiu Septi, ciao Darius, da, da, da. Aplauze, mulțumesc Miruna, să rămână, ați venit, da. Tot timpul vă anunț când am spectacole, astăzi nu m-ați ratat, așa n-ați plecat, suntem aici, da? Mulțumesc. Hai să trăim că trebuim. Că după aia mă aduc să am grijă de copii, că nu, mă, tată, să nu fii, să faci pace între copii, mă, vă spun eu. Un copil e o minune, doi copii îs de tătă minunea, cu copii ajungi să descoperi divinitatea, pe cuvântul meu. Calci prin casă, ajungi noaptea, târziu, nu a prins becul să nu-i trezești și calci pe cea... Au! Ăsta e Lego Duplo. Și mai mergi un pic și calci pe cea și zici, au, bate-te! Și atunci atingi divinitatea, ăsta e Lego City, da? Faci diferența între Lego-uri numai din simpla atingere cu talepa. Și apoi să mai ai și o socră, ieri de tătea. Cel mai greu e în reizolare. Nu am mai ieșit afară de o lună jumate. Ia o femeie activă, mă trimite pe mine la farmacie să-i cumpăr
supramax articulații. Și pe așa articulații de pisică are, că nici nu știu când e lângă mine să mă întrebe ceva când mă uit pe X hamster la un film. Știți? Dar mie îmi place să mă duc la farmacii. La toate farmacii le scriu de la intrare. Le scris de la intrare. Nu ținem. Spirit sanitar, mănuși, măști. Și intri înăuntru, ce aveți? Coenzima Q10. Măcar să arătăm tineri, dacă nu suntem pe... Îmi place să mă duc la farmacie, mai ales la farmacia Inimii Catena. Tot timpul când intru în farmacia Inimii Catena, intru cântând. Vreau furazolidon, că fac în pantalon. Și vânzătoarea zice, o tabletă de iubire, vă rog. Produse de genul, tu știi ce vârstă are ficatul tău? Bă, nu știu, dar eram cam deodată cu ficatul, da. Până la 30 de ani, nici nu știi că ai ficat. Bă, atâta bei, ești ficatul petrecerii. După 30 de ani, nu știi dacă mai ai ficat. Steatoză, trigliceride, colesterol, colesterol bun, colesterol rău, ficat cu de toate. Mi s-o recomanda mișcare. Dar pe unde mișcare acum în casă, în câțiva metri pătrați? Ce mișcare? E, dacă era frumos, dacă nu erau restricțiile, mă duceam în parc. Bă, mă duceam în parc. Am mai fost în parc. E frumos în parc. La un moment dat, de atâta plimbare, m-am răzămat și eu de un copac în parc. Stăteam așa, mă uitam în zare, mă obosisem. Și la un moment dat simt ceva așa în jurul buricului. Mă zic, vo fană, vo liană, vo... Era un copil cu o ață. Zic, ce faci? Zice, nu vă supărați. Deci am crezut că sunteți copac și am vrut să-mi leg hamacul de dumneavoastră. Du-te, mă, de aici, mă! Dar ce totuși, până vă odihniți, nu pot să leg hamacul? Apoi am fost la un doctor, zice, aveți burtă. Și zic, am burtă, normal că ai burtă. Deci, zice, atunci trebuie să fim atenți. Zice, v-aș recomanda să mergeți la un nutriționist sau nutreționist, că te tu n-ai de la care te trimite pe câmp să mănânci ștevie, să mănânci iarba socrii, nu știu ce, și nutreționistul ăsta, după ce ai mâncat numai germe, numai iarbă, te cheamă la el în cabinet, îți ia 7 milioane și te șem și mulge. Lapte de bendea, prea bun, prea ca la țară. Să treacă perioada asta, mamă, că după 15 mai parcă văd toată lumea în toate părțile, în toate direcțiile, chiar dacă nu-i voie. Să pornească și grătarul ca să facem ia mai scandalul. Asta e. O fi cumva. Mergem înainte. Mulțumesc că m-ați urmărit. Ați fost extraordinar. Un public minunat. Un public... Yeah! Vă aplaud și eu pe voi. Bravo! Bravo! Tineretul de la Cluj mi-a dat o oportunitate de a fi în această seară alături de voi. Le mulțumesc și vă mulțumesc. Totuși să avem grijă până 15 mai să respectăm izolarea. Mai luăm și câte o... Eu nu prea beau bere, vă fac o confesiune. Dar cu țuica îs pe terminat. Doamne, mie îmi place să iau câte o țuiculiță. Mi s-a spus de către soție, de către soacră, zice, dragă, alcoolul, tăria, nu e o soluție. Zic, știu. Știu, e un lichid. Să bei așa cu 3-4 păhărele. Și după aia a doua zi dimineață când te trezești să ai nume de arab. Mahmur. Să ieșim din mahmureala asta cu bine pe 15 mai. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Mulțumesc celor de la Cluj Youth și altor asociații de tineret care m-au provocat să vă spun aceste cuvinte stând de-am picioarele în fața acestei minunate perdele de pașcani. Așa o să ies din izolare, nu o să-mi iau mască, o să ies așa. Ca Sofia Nicoveanca. Și să sperăm cât mai că virgulă, cât mai de curând o să ne întâlnim în spectacole live. Chiar dacă păstrăm distanța socială, deci într-un loc în care încăpea 100 de persoane, să fie numai 20, dar cu bani, nu, 20, dar cu chef de râs. Să ne întâlnim, să facem spectacole, să glumim, să râdem, să ne îmbrățișăm, să ne spunem glume, să mai scăpăm, că acum de 2 luni aproape nu ne-a mers prea bine. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, vizionare plăcută în continuare și vorba lui Eva. Când a ieșit cu Adam din rai.
Adame, orice ar fi, să nu ne pierdem simțul umorului. V-am salutat, o sâmbătă frumoasă tuturor!